Astfel de ceremonii s-au desfășurat simultan în întreaga țară, în cadrul unei videoconferințe organizate de Ministrul Educației. Astăzi, Guvernul României și Ministerul Educației premiază excelența. Excelența în județul Giurgiu este la noi reprezentantă de cei 5 copii extraordinari pe care îi avem și care au obținut nota 10 la evaluare națională și la bacalaureat. Au o diplomă de excelență din partea Ministrului Educației și a domnului prim-ministru Victor Ponta, precum și 2000 de lei sumă ca premiu pentru cei de la evaluare națională și 3000 de lei premiu pentru cei de la bacalaureat. Cine sunt elevii de 10 ai județului? Pentru bacalaureat Gemescu Maria și o avem aici. Pentru evaluare națională avem 4 reprezentanți, puteți să-i vedeți, sunt aici de față și avem așa, Moraru Andreea, Leața Andreea Georgiana, Moraru Andreea, Bade Alexandra și Radoi Bogdan. Ca și în celelalte inspectorate școlare din țară, după discursul ministrului Educației, a urmat festivitatea de premiere propriu-zisă. Și inspectoratul școlar București e suficient, nu? Imediat după ce și-au primit premiile, am stat de vorbă cu cei 5 elevi de aur din județul Giurgiu. A fost greu să iei nota asta? Nu a fost greu. Cât ai învățat? Toți acești ani m-am străduit și ăsta a fost scopul meu, să obțin note cât mai mari. Ieri s-au afișat și repartițiile la licee. Unde ești? La Colegiul Național Gheorghe Lazar din București. Destul de greu, dar cu multă muncă reușești să ajungi la o astfel de performanță. Unde ești mai departe? La Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu. Da. Puteai să alegi oricare al liceu. De ce ai ales acolo? Pentru că sunt convinsă că și acolo există profesori de calitate care pot să aducă elevii la o asta performanță pe viitor. A fost și greu și ușor, dar m-am descurcat până la urmă. Unde, la ce liceu ești acum? La Colegiul Național Sfântul Sava din București. Dar de ce n-ai ales Giurgiu? Nu știu. E departe, da. De unde ești? Din Stoinești. Școala Stoinești, județul Giurgiu. A fost greu să ajungi la performanța asta? Da, a fost greu. Orice realizare cere anumite sacrificii. Am învățat când a trebuit și n-am reușit să iau notă mare. La Colegiul Național Ion Maiorescu. Un patriot local. Da. Ce a însemnat nota asta pentru tine? Pentru mine a fost un lucru firesc și de fapt a arătat faptul că m-am concentrat tot timpul liceului și cred că până la urmă toți elevii trebuie să-și ia în serios această activitate și să nu se ducă la liceu degeaba. Asta este și ca un sfat pentru colegii tăi de aici? Da, este un sfat să profite de anii aceștia pentru că au și timp să se distreze, au și timp pentru prieteni, pentru socializare, dar trebuie să se aleagă cu ceva de pe urma liceului. Ce urmează pentru tine acum? Te-ai înscris până acum? Da, mâine mă duc la București, am tot amânat pentru că nu am avut actele necesare și mâine mă duc la Universitatea București, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.